Am mai descoperit un detaliu simplu clever, și anume acesta. Faptul că poți să lași un număr de telefon sau să pui o vinietă, ceva fără să o mai lipești pe parbriz, ai aceste cleme în partea asta. Și chiar un detaliu interesant, capota se deschide stil Audi, adică aici există o clemă pe care o dai în lateral și tragi cu totul de capotă. Putem vedea că există un sistem cu excentric, cu aceste balamale și două pistoane. E, ce avem noi aici? Chiar un motor foarte nou și mai rar. E lansat prin 2018, dacă nu mă înșel, și se numește TSI Ultra. Așa îl denumește Audi. Este un motor făcut de Audi la fabrica Ghior din Ungaria și echipează atât variante cu platformă MLB longitudinală, cât și platforma aceasta MQB cu platformă transversală. Este un motor care folosește un ciclu Budak, dar este practic codul lui oficial, este EA888 Gen 3B, adică este a patra generație de EA888 și sunt enumerate coduri formate din 4 litere, cum ar fi să zic CZBA, zic pur fictiv, nu știu dacă există acest cod. Codurile astea se aplică familiei și diferă, poate să fie pe Seat, poate să fie pe Audi, poate să fie pe Skoda, pe Volkswagen, sunt diferite variante. Însă eu merg pe metoda clasică de a da capacul la o parte și a identifica clar despre ce e vorba. Și aici o să vedem într-adevăr niște chestii interesante. Deci ideea e în felul următor, motorul ăsta are un ciclu numit Budak. Acest Budak este de fapt Ralf Budak, un inginer din grupul Volkswagen, de la Audi de fapt, care a adaptat ciclu Miller pentru motoarele VAG. Ciclu Miller practic pleacă de la ciclu Atkinson. Era un nene Atkinson mai de mult, până 1800 ceva, care a conceput un sistem de biele de arbore cotit care funcționau foarte complex pentru a diminua etapa de compresie și a amplifica pe cea de expansiune. Miller a optimizat acest ciclu aplicând modificările astea la nivelul supapelor și practic aplica chestia asta pe un motor normal, cu un arbore cotit standard, doar că optimiza funcționarea distribuției pentru a obține un ciclu Atkinson. Ulterior au venit implementări noi, cum ar fi supraalimentarea, fie prin compresor mecanic, fie prin turbină, iar Budak este o variație a ciclului Miller, care tot așa se leagă de supape. Foarte simplist, ce au făcut ei. Ciclu Miller-Atkinson presupune închiderea supapei de admisie mai târziu pe etapa de compresie, adică după ce pistonul începe să urce de la punctul mort inferior către punctul mort superior, 20% din cursă o are cu supapa deschisă și parte din amestec se reîntoarce în galeria de admisie. În felul ăsta diminuează compresia reală a motorului. O păstrează pe gea geometrică, dar o diminuează pe areală. Adică pistonul muncește mai puțin să comprime. Budak a gândit ciclu total invers. Închide supapa de admisie mai devreme pe partea de admisie, adică până pistonul ajunge la punctul mort superior, ultima bucată de 20% din cursa de coborâre este cu supapa de admisie închisă. Și asta înseamnă că tot așa se obține același efect prin faptul că pistonul este umplut cu 80% din capacitatea camerei de ardere. Și în felul ăsta tot așa, se comprimă mai puțin. Cum obține el chestia asta? Obține folosind acest solenoid de aici, sunt 8 la număr, și acest sistem se numește Audi Valve Lift, AVS, Audi Valve Lift System. Este un sistem de variație a două profile de came și este inventat de Audi, așa cum îi spune numele, și este montat pe foarte multe motoare, inclusiv pe diesel. De exemplu, pe EA888 generația 1 a fost montat pe evacuare ca să amplifice gazele turbinei. E ca un VTEC practic, adică îți dă un pas de supape mărit. Cum face el chestia asta? Acest solenoid are un pin care intră așa înăuntru. În momentul în care pinul intră, arborele cu came are o defazare laterală. Exact așa sunt supapele, una mare, una mică și oscilează între ele. Cama mică este cu o deschidere mai mică a supape, cama mare cu o camă mai mare. Aceste generații EA888 au avut diverse îmbunătățiri de-a lungul timpului. Față de EA113, vorbim despre distribuție pe lanț, prima generație de EA888 a avut admisie cu variație pe supape, doar pe partea de admisie. Generația 2 l-a avut și pe evacuare. Generația 3 a adăugat și turbină cu galerie twin scroll. A adăugat și o pompă de injecție cu debit variabil, o pompă de ulei cu debit variabil și are
tot așa chiulasa integrată în bloc. Adică, practic, ai galeria de evacuare integrată în chiulasa motorului. Este foarte compact tot, turbina stă foarte aproape de cilindri. Deci, practic, asta este a patra generație de A888, care are, ca să recapitulăm, trei lanțuri de distribuție. Are unul mare, care se ocupă de cei doi arbori cu came, fiecare din ei având distribuție variabilă, cu plajă de 50 de grade. Are încă un lanț mic care pleacă de jos până mai jos la pompa de ulei cu debit variabil și încă un lanț mai în spate, undeva în zona mediană, care rotește doi arbori de echilibrare Lanchester, fiind un motor de 2 litri. Acei arbori au și rol de valvă PCV, adică au rol activ, sunt ca niște pompe care evacuează gazele arse și le reintroduc în admisie pentru a fi arse. Deci vorbim de injecție directă, vorbim de distribuție variabilă și vorbim și de injecție indirectă. Pentru că dacă ne uităm atent, aici putem vedea o rampă de injectoare MPI, adică multipunct. Sub această galerie de admisie, undeva, deși e foarte greu de văzut în partea asta, există o rampă comună, uitați-o aici. Partea asta argintie, vedeți, acolo este o piuliță, acolo este rampa FSI, injecția directă. Deci acest motor are 8 injectoare. Un rând de directă și un rând de indirectă. Cu alte cuvinte, acest motor nu va avea probleme cu depunerile pe supape, pentru că sunt și spălate de injecția multipunct, care este mai eficientă în ture mici și la sarcină mică, iar injecția directă intră în completare la ture înalte când se vrea putere. E un motor foarte complex și folosește sistemul Audi Valve Lift pe admisie. Adică, practic, ai două profile de came, așa, pentru admisie și una din ele este ciclu Budak, de care am vorbit mai devreme. Cama mică este folosită pentru a avea un ciclu Miller-Budak, adică motorul merge foarte eficient, iar când ai talpă și vrei putere, sistemul comută pe cama mare de ciclu Otto. Mi se pare un motor chiar avansat, n-am de ce să nu-l aud, și fiind a patra generație, am citit un manual tehnic de aproximativ 200 de pagini, în care este menționat faptul că se știe problema consumului de ulei și aceste motoare au segmenții complet reproiectați. Ce mai are motorul interesant? Am menționat, are o galerie de evacuare care este integrată în chiulasă, iar turbina este o turbină simplă, însă galeriile sunt twin scroll, deci dacă dai turbina jos, vei vedea că o să ai două găuri, așa, una peste alta, cu una este cu cilindri 1-4, iar cealaltă cu cilindri 2 și 3 și se face în perecherea aia de tip twin scroll. Turbina e mult mai eficientă pentru că practic îți separă pulsațiile pistoanelor și întreg debitul de gaze de evacuare se duce în turbină, nu se reîntoarce nimic în pistoane. Acea galerie este răcită și chestia asta e controlată printr-o pompă de apă care are un modul de răcire situat undeva pe lateral, în spate. Acel modul de răcire poate să răcească separat fie chiulasa, fie blocul motor, fie să întrerupă întreaga răcire ca motorul să se activeze mai repede. Și ce mai are interesant, chestia introdusă pe EA888 generația 3, adică cea anterioară, are un wastegate care este cu control electric. Este vorba de cel al turbinei, e undeva prins aici, pă, nu se vede că e turbina, are o protecție termică. Adică e chiar avansat motorul ăsta. Deci, practic, când zice A888, e prea puțin. E ca și cum ai spune că motorul are 4 cilindri. Este o familie compusă din 4 generații de motoare. Fiecare a avut problemele ei, însă astea nu. Din punctul Volkswagen de vedere, asta se numesc right sizing. Adică, are acest motor are puterea unui 1.8, capacitatea unui 2 litri și consumul unui 1.4. Vreau să pun un pic de atenție din nou la acest sistem Audi Valve Lift. De exemplu, Audiul Taniei, filmat de mine și de noi, de fapt că era și Luci, avea exact același sistem, însă pe galeria de evacuare, pentru că motorul ei cod CNCD era generație 3, nu 3B cum e acesta. Acest B vine de la ciclu Budak. Menționez că pe această Skoda există și TSI-uri de 220 de cai sau 272 de cai, sau la Audi există 252 de cai. Acela este generație 3 simplu, care are acest solenoid Budak pe partea cealaltă. Acest sistem Audi Valve Lift se folosește pentru mai multe chestii. Odată să varieze pasul camelor și prin acea mișcare realizează switch-ul ăsta dintre ciclu Otto și ciclu Budak pe chestia asta. Pe motorul 1.5 TSI și pe 1.4 TSI suplimentar reduce și
funcționarea a doi cilindri, pentru că pur și simplu le oprește supapele. Pe motorul V8 TDI de 4.0 biturbo, acest sistem activează și inactivează una din supape și practic ai un rând de supape de evacuare, controlează turbina 1, iar celălalt rând de supape de evacuare, turbina 2. Ele pot funcționa secvențial sau împreună. Pe alte modele este montat doar pe evacuare, pe altele este montat doar pe admisie, însă cel mai numeros îl veți găsi montat pe EA898, pe acel diesel V8 de 400 ceva de cai de pe Audi SQ7, care are cât un modul din ăsta de AVS, atât pe admisie cât și pe evacuare. Ăla e un motor V8 cu o grămadă de supape, e ceva mecanică pe acolo. Bun. Sper că am făcut înțeles sistemul și putem vedea iarăși o diferențiere. Această pompă de înalte este pompa de presiune, de injecție, care este antrenată de o camă cu 4 lobi a arborelui de evacuare. Aceasta are o rampă metalică, respectiv asta, care este de înaltă presiune la aproximativ 200 sau 350 de bari, care alimentează direct rampa FSI de dedesubt, care n-am cum să o văd foarte bine de aceste cablaje, și suplimentar alimentează și această rampă printr-o conductă de bypass. Putem vedea că și ea practic de aici benzina și o bagă în această rampă cu injectoarele astea. Deci așa diferențiați motoarele. Dacă dați capacul jos, pe anumite Audi-uri o să vedeți că această rampă lipsește. Am mai văzut-o montat pe Audi CNCD 2.0 TFSI și pe motorul de Golf 7R. Menționez că tehnica asta nu a ajuns în Statele Unite, pentru că în Europa a fost pusă strict din motiv de poluare. Acest sistem MPI reduce foarte mult emisiile de CO2 și de oxizi de azot la anumite sarcini. Însă nu era nevoie în state, pentru că majoritatea statelor din America nu sunt atât de stricte în regulile de poluare, cu excepția celor din California, care sunt foarte stricți. Acolo s-ar putea să vedem acest sistem. Important e că se poate face retrofit și să obții mai mulți cai din motor. Însă, așa cum e gândit sistemul ăsta, e gândit pentru eficiență. O consecință plăcută secundară este aceea că supapele nu vor avea depuneri. Și am mai zis chestia asta. Deci chiar mi se pare un motor interesant. Are un start-stop sistem. Aici putem vedea ce curea generoasă are. Și vine cuplat cu o cutie DSG cu 7 trepte. Din câte cred eu, cred că e DQ500, poate să mai fie DQ200 sau 250 pe motoarele 1.5 sau 1.4, însă aici este o cutie cu 7 trepte cu cuplu sporit. Adică, ca să rezum toată povestea motorului ăsta, n-are nicio legătură cu TFSI-ul EA888 de 200, mai mult de 190 de cai, adică la de 220, 272 sau 250. Acelea e foarte posibil să nu aibă această rampă și alea nu au AVS pe admisie, ci l-au pe evacuare. Deci sunt total diferite, n-au nicio legătură. Acest motor are o compresie de 11.6:1, celelalte turbo au o compresie de 9.3:1. E o diferență mare și practic ăsta e un motor gândit să meargă mult mai eficient, dovadă că obține niște consumuri de aproximativ 6 în afară și în oraș poți să obții și undeva la 8, 9, 10, dacă mergi foarte în fi, probabil te duci spre 12. Dar gândiți-vă că am mai filmat un Audi A5 cu motor similar, cel de 252 de cai, și acela consuma 18 la plecare, când abia era pornit motorul, și se stabiliza pe la 14-16 în oraș, adică simțitor mai mult decât acest motor. Opțional, această mașină vine și cu transmisie 4x4, care se montează pe sistem Haldex, fiind motorul transversal, are cardan pe submașină și un diferențial activ în spate. Cam atât ar fi partea de motor. Comparați-o cu un Audi A6, care va avea acest bloc motor, spațiu motor mult mai mare decât ăsta. Altă chestie interesantă pe care am observat-o și sper cu asta să închei, intercoolerul acestei mașini este mult mai mare față de Audi. De exemplu, intercoolerul ăsta e exact cât e caseta asta de aici și e adânc până jos, iar la cel de Audi, pentru că motorul e rotit, are un intercooler care probabil este mai lat, dar este lung și lat ca o fâșie, așa. Adică practic e mai adânc, dar se duce, nu știu, are mărimea grile ăsteia, cam așa ceva. Da, probabil volumul e același, pentru că în esență motorul este identic pus pe alea. Deci când veți vedea TDI 190 Ultra, acesta a fost. Și sper că cu chestia asta a mai alungat sau, mă rog, a lămurit puțin din mitul ăsta care e legat de treaba cu motoarele astea FSI, cu
A888. O mică greșeală este pe Wikipedia, cred eu. Este scris faptul că Audi A5 B9, generația actuală, are motorul de 252 de cai TFSI ca fiind cod CDLA EA113. Eu nu cred, pentru că EA113 nu a avut niciodată distribuție pe lanț, a avut doar un lanț mic care lega pe o parte cei doi arbori cu came, dar distribuția principală era antrenată de curea și sub nicio formă nu a avut Audi Valve Lift, nici pe evacuare, nici pe admisie. Deci mi se pare o greșeală. Din punctul meu de vedere, toate motoarele 2.0 TFSI din prezent sunt EA888 acum. Și cu asta am încheiat.